Salutare băieți, bine ați venit la nou episod. Astăzi o să filmăm viața în medic, partea întâia. Hai să vedem ce vom face astăzi. Ce trebuie să facem? Colegii mei sunt la lucru, să vedem dacă oamenii au nevoie de ajutor. Hai să ne ridicăm. Ca să fie și bine. Calculatorul tot pe aici, da. A fost cineva înainte la mine, deci nu vă speriați, să spun așa. Nu vă speriați. Uite pe colegi. Aici sunt la muncă. Bună ziua, bună ziua. Ce faceți, colegi? Bună ziua, salut. Uite, caut ceva analize la calculator. Cred că vom Da, lipi. ok. Domnul, vă Bună ajut? ziua, Analizez domnilor. acum Ce s-a un... întâmplat? Ok. Ajută-mă, domnul, nu mă simt prea bine. Colegi, Aoleu, ce să fac? ocupați-vă de ei, dacă vă rog frumos. Nu știu ce Da. s-a întâmplat. Colegul îi trag sânge? Ajutor. Da, 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 Haideți da. ușor, veniți ușor. Vă rog Hai să frumos. vă facem o Domnule, vă rog analiză. frumos să veniți cu mine. Eu am să plec, eu Stați am să puțin, plec prima oară. până vin rezultatele de la analize, eu am să plec la mine în birou. Da, Bine, colegul. colegi, bine. Rezolvăm. Bun, domnule, hai să o facem. Măi, sper că să nu aibă ăștia coronavirus sau ceva, adică... Haideți să stăm un pic noi aici, mai către geam, așa, să nu fie vreo problemă. Să nu ne trezim că cine știe ce se va întâmpla cu aceste persoane. Haideți să vedem ce spun băieții. Noi până atunci o să deschidem laptopul, că calculatorul nu prea mai funcționează, din păcate. Nu prea mai funcționează, dar nu-i problemă, lucrăm aici. Băi, dar am uitat să mă duc o cafea. Da, să trece și fără cafea. Bine, colegi, ce s-a întâmplat aici? Cum e la sângele, colegul? Poți să mergi Dă-mi-l să-ți faci mie. analiza sau? Dă-mi-l Desigur, mie să-ți fac desigur. analiza. A, poftim, colegul. I-ați făcut la Gata, amândoi? l-am luat. Ia să pun Eu aici. am făcut de la asta, trebuie să iei analiza și nu știu ce a Domnul, eu făcut trebuie să colegul. mă închin, mai pot să stau în picioare. Colegul, e la Domnul, sângele, lasă faceți că... analiza. Hai că te ajut eu. Colegul, avem un Nu, problem. colegul, i l-am luat și facem analiza. Ce s-a întâmplat, colegul? Mă Stai! refeream aici, domnule. Avem Ia un să mă uit problemă aici. cam mare. Îi explic, Haide colegul, cu i-am luat de sângele, mine. colegul. Haide cu mine ca să vorbim aici. Sunt... Cred că știu, coleg. Cred că știu, băieți. Ce s-a întâmplat, colegul? Colegul, avem o problemă cam mare, să zic Ce așa. s-a întâmplat? Sângele lui este cam suspect, deoarece este colorat față de un Da? sânge normal. Da. Și sper să nu fie suspect de coronavirus, din câte știam, Nu din cred, Japonia. nu cred. Deci nu pot să cred așa ceva. Nu, repede, carantină de Nici eu urgență, sper să nu fie. carantină, carantină. Imediat. Îi duce În jos, îi carantină, duce copii, sunt jos. coronavirus, colegul. Amândoi. Du, pe eu amândoi jos. Ce să vă Domnul, zic ceva? puneți-vă masca Vă rugăm amândoi, frumos toți medicii masca. să vă puneți masca. Aoleu, Ce stai să să mă duc când nu l-am să mască. puneți colegii mei. Puneți-vă Avem masca un caz și pe grav. domn, vă rog frumos, să duce jos. Domnul, vă rog frumos. Haideți, domnule, Veniți după mine. ridicați-vă, vă rog. Și dumneavoastră. Aici veniți. Ah, gata, mi-am pus masca. Pe aici veniți, pe aici veniți. Haideți repede până jos. Da. Grăbiți până când o să fie prea târziu. Grăbiți-vă, grăbiți-vă. Haideți, domnule. Hai, repede, colegi. Haideți, ușor, ușor, cât... De colegul meu. Mă simt prea Colegul, rău. haide. Hai, mergem. Imediat, colegul. Haideți, colegi. Fii atent, Poți să am mergi, să domnule? vorbesc. Aș.
Am nevoie să vorbesc cu toți Domnul, medicii. domnul, 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 ce faceți? Vă rog frumos să Colegul, intrați domnul, înăuntru. Unde e pacientul celălalt? Toți. Unde e? Colegul, toți. colegul, e cu mine. Cred că e cu celălalt coleg. Ok. Medicii, să veniți cu mine. Domnul meu, te rog frumos să stai aici în față. Și noi o să revenim imediat. Cu toți medicii să vină aici la mine. Da. Nu, duceți-l și pe celălalt, chemați-l. Aici. Colegii? Da. Ne auzim toți? Ne auzim. Ok. Fii atent, am nevoie să fac un medic... o injecție cât de repede. Pentru acești... un vaccin aș dori să se facă. Și... să le aplicați, dar vedeți, vedeți că poate avea reacții inverse, adică, na, se poate muri și mai rău. Nu știam că... Sperăm să nu se întâmple asta. Poate reîncarna. Am înțeles în alte țări că a venit, dar, na, asta e, cred că asta e apocalipsa. Vă rog frumos să acționați cât de repede să-i dați vaccinul și după aia să stați cu ochii pe ei. Dacă în caz că vă face ceva urât, atunci trebuie chema poliția. Sau armata, depinde. Cât de gravă e. Deocamdată să vedem care mai funcționează din oraș. Haideți la treabă, la treabă, nu mai avem mult timp, hai! La treabă! Hai, coleg! Tu să-l prepari eu și îl dai. Băi, mă duc pe la morgă. Nu de altă, dar mi-cam, na, să zic așa, mi-cam frică și... trebuie să văd ce pe aici, să văd, aici nu o să fie bine să-i punem, nu, cel mai bine va fi dincolo, deci doar dincolo trebuie să-i punem. Colegul, lasă-l acolo. Colegul, vezi că voi chema poliția acum. Coleg? Voi chema poliția, vă rog frumos să vă ocupați de ei. Ok. Hai. Sunt mai veche. Bun, deja să meargă. Am sunat deja. Pacienții, cum se simt? Au febră, au ceva? Ce s-a întâmplat cu ei? Da, au febră, au o febră 60. 60? Păi ăsta e mi da moare, mă, ăsta e mi da moare. Este foarte grav. Păi ăsta e mi da moare, mă. Stai, trebuie să-mi grăbim. Stai că mă duc, revin ocupați-vă. Se simte căldură. Hai că trebuie să mergem sus după polițist. Are! Grăsoanule! Ma! Până urc cu ăsta... Hai, miticule, hai că e între viață și moarte. Hai, între viață și moarte. Mai sunăm încă o dată la poliție. Stai să mâncăm până atunci repede că... Da, mai avem un pic și noi.
De unde s-au de sirenele astea? Mamă, nici nu-mi vine să cred. Stai să mă duc în fața lor. Haide. Stai să vedem, oare ne văd? L-am ridicat și un pic mâna. Domnilor, polițiști, haideți repede înăuntru, am o problemă. Stați puțin. Domnul polițiști. Da, nu vă panicați. A venit virusul, temut coronavirus la noi. Am doi pacienți care, din păcate, au murit. Și... Na, reacțiile pot fi să reînvie, să reînvie din morți. De-aia v-am chemat pe voi, pentru că am nevoie ca să ne ajutați în caz de se va întâmpla ceva sau în caz de se vor ridica din morți. Nu știu ce se va întâmpla acum. Doctorii mei sunt jos, haideți și voi. Haideți. Pe aici. Da. Dacă ai rămas fără voce, poftim. Nu m-aș fi gândit niciodată. Nici, crede-mă. Asta e stare de urgență, cam foarte gravă. Poliția, nu aveți grijă în caz de ceva. Da. Vă rog frumos să plecați prin mine. Să fiți pregătiți. Pacienții ce doi au murit, ca să știți. Deci, în caz de... Aici, în stânga. Gata. Băi, s-au ridicat. Polițiști, atacați. Le sus. Domnul, s-au ridicat din morți, haide! Domnul, stați calm. Repede. Domnul, stați calm. Colegii, plecați de acolo. Stați calm. Haideți după mine. Domnul, trag! Haideți după mine. Aoleu, colegii, și s-a tras. Unde e celălalt? Trebuie să mă duc după acolo. Nu te duce. Lasă-mă. Mă duc. Unde e colegul celălalt? Domnul polițist, unde e colegul celălalt? Când ai zis că nu i-ai diagnosticat greșit, te cred acum. Suntem aici, suntem colegul, protejați. Domnul polițist, pe unde sunt ceilalți? Unde e colegul tău? Colegul meu a fost mușcat, din păcate. Ce s-a întâmplat? Știam eu. Da, ok. Scoateți-vă tot ce aveți, medicii. Vom pleca sus. Și acum va trebui... Ai o mașină aici, ți-a rămas mașina aici. Colegii, trebuie să vă pregătiți pentru situație. Bun. Ok, colegii, fiți atenți. Să ne organizăm. Care este șeful dumneavoastră de aici? Șeful meu Șeful meu să vină aici. Uitați, aici. Cel care se plimbă. Eu sunt domnul. Dumneavoastră să mergeți cu insurgentul, cu cei care n-au ocupat în insurgent și ne întâlnim la poliție. Ne întâlnim la poliție toată lumea. Deci să nu vă bateți de la drum. Haideți. Polițiști în față. Hai, colegi. Pregătiți-vă ceva în caz de... Plecați, fugiți. Da. Sper să nu vină zombi după noi. Oameni, zombi, că deja oamenii care s-au trezit din morți. Au dispărut, nu mai sunt acolo. Da, înseamnă că ne caută. Plecați. Probabil la morgă deja. Fugiți. E aici. Fugiți. Trage. Fugiți. Trage. Stai un pic, că l-ai împușcat pe cine nu trebuie, adică... Domnul polițist. Hai, colegi. Haideți, colegi. M-a prins. Haide, sunteți ok? Haide, repede. Hai să fug. Unde-ți, colegi? Haideți. Stați, repede. Lasă pe zombie aici să rămână. Hai, plecați, repede. Hai să luăm repede. Luați câte o mașină și ne întâlnim la poliție toată lumea. Haideți, repede. Lasă că conduc eu. Ok, am rămas cineva. Haideți, pe aici cine nu a făcut. Stop, oprește-te. Haideți aici! Să scăpim imediat.
Chiamă colegi, te rog, pentru că văd că unii sunt pe jos. Uite la acel coleg. Paul. Colegul. Nu e o problemă, du-te. Un coleg a rămas în spate, plecați. Hai că vedeți să conducem mașina asta. Parcați aici. Ieșiți, haideți repede, aici. Stai că... Gata, am plecat. Unde-s celălalt? Colegul rămâi aici până primim coordonate noi. Da. Deci, stai că mi-a sunat telefonul, adică mi-a sunat telefonul în caz de urgență. Verific acolo. Aole, trebuie să-mi sun soția, să-i spun că sunt în siguranță. Caz puțin. Haide, soție, colegul. Domnul polițist, mai am pe cineva. Vă rog frumos să plecați acolo înăuntru. Voi mai avea? Soția. Pe cine? Ioana. Pe Gabi. Sunt bine, sunt în regulă. Nu s-a întâmplat nimic. Nu cred că l-am mușcat. Plecați înăuntru, plecați după polițist și eu rămân aici afară. Sunt în regulă, nu mai pot sta de vorbă. Ne vedem acasă. Măi, unde? Unde e, mă, oare? Ia, văd o mașină. Două mașini. Da, stai că mă duc până înăuntru. Trebuie să ajung. Ce s-a întâmplat aici? Bă, nu cred că l-au luat. Fii atent, bă, ce, unde ai fost? De ce n-ai venit cu noi toată? Am rămas în urmă, colegi, pare. Ok. Deci, domnul polițist, cred că va trebui să chemăm armata sau polițiștii dacă vor mai fi prin oraș. Vreau frumos să anunțați prin stații, prin ce aveți. Orașul e... Am anunțat că orașul este infectat. Ok. Casă, bun. Și noi? Noi vom sta aici. Dacă nu rezolvăm problema asta, o să ne infecteze pe tot. Eu am plecat un pic până mai acolo. Domnilor, dacă vă place contentul pe care îl facem, vă invit călduros să apăsați pe butonul de like și subscribe. Și... Aia nu trebuia să vină. Dar vă așteptăm la un nou episod, partea a doua. Domnule, pa.